Deci arta este punctul între oameni și este singura punct între oameni. E foarte importantă. Citim cu toții, cu plăcere continuare, cred, cărțile clasice rusești, chiar dacă avem probleme cu politica Federației Ruse astăzi, da? Dar nu nicio legătură. Asta vreau să spun. Deci arta rămâne artă. De asta spun. Pentru voi vă dezvoltă altfel, frumos, bun, și vă veți purta altfel cu ceilalți în jurul vostru și vă doresc din suflet să învățați și pe alții să se poarte ca voi. Și mai departe veți crea, veți fi acei oameni care vor crea punți cu alte țări, cu alți oameni din alte țări și veți fi mult mai bogat sufletește decât toți ceilalți. Mulțumesc! Asta nu are frontiere. Asta este un bun care ne aparține tuturor. Nu trebuie să traduci ce spune un tablou, nu trebuie să traduci ce spune o piesă, o simți, o iubești sau nu. Și acolo suntem noi cei mai puternici. Clipa în care învățăm să simțim prin noi și să nu simțim întotdeauna prin alții. Există la Mangalia un prieten statornic, a lansat mai multe cărți până acum la târgul la care s-a lăsit. Ce m-a impresionat de fiecare dată a fost că a venit fiind un istoric de săvârșit, un cercetător, un om de cultură. Domnia sa a venit de fiecare dată cu ceva nou. A venit cu un roman, apoi a venit cu o colaborare la o lume a copilăriei marilor personalități ale noastre, ale marilor nume românești și mai ales ale celor care au reușit să ducă numele României acolo unde era locul, pentru că să știți că România este un mare nume, mai ales copiii trebuie să întreagă acest lucru și să nu uite niciodată că brandul minci, materii cenușii care se exportă din România este cotat cel mai bine la ora actuală, are cel mai înalt preț. Așa că fiți fericiți, iar cu copiii noștri reușesc pe capete la universitățile internaționale cele mai performante și sunt niște vieți români care vin de la niște școli în care tot timpul sunt denigrate în ultima vreme. Uite că avem școli în care ies numai premiați, numai desăvârșiți, cum este cea de Academia Robert Benford, de aici, de la noi, de la Mâncare. Întorcându-mă, acest prieten al nostru, pentru că este o mare onoare ca un ambasador UNESCO la Paris, ca un om de televiziune, ca un scriitor, ca un om care, atunci când intră undeva, se cam face liniște, să devină prietenul tău, să vină aici la Mangalia și să participe, așa cum a fost, cum a acceptat invitația și doamna europarlamentar Monica Macovei, să vină aici la noi, să ne bucurăm și noi de acest om desăvârșit al neamului românesc, ca să mă exprim în partea de poezie a lucrurilor, profesor universitar, domnul Adrian Cioroianu. Vreau să vă spun ceva, dar domnul Adrian Cioroianu, vreau să nu spun așa de multe, pentru că nu mai știe pe care dintre domnul Adrian Cioroianu să ne aducă în față, să ne prezinte. Domnul ambasador Adrian Cioroianu. Acum, sincer, eu nu doream să se facă nimic și de atunci cum vorbesc și sper să nu luați în serios ce spune doamna Emilia Dabu. Tot ce a spus să nu luați în serios, nu e totul adevărat. Nici pe departe nu sunt desăvârșit, precum doamna Macovei, pe care o salut, bineînțeles, în calitate de fost ministru. Aici sunt foști miniștri și viitori miniștri în această sală. Doamna Dabu este ministra de cultură a orașului Mangalia. Domnul profesor Ionel Dumitrescu este și dânsul ministru, prim-ministru al culturii din Mangalia. Deci sunt foști și viitori miniștri. Spuneam că nici eu n-am reușit niciodată să desenez un măr. De câte ori am încercat, jumătatea dreaptă nu e deloc simetrică cu jumătatea stângă. Și asta m-a făcut să apreciez pe cei care desenează. Banda desenată bună oară și l-aș ruga pe domnul Berco, de ce nu să-i
invită pe elevii domniei sale și spre așa ceva. Și, de fapt, știți ce doream să vă spun? Mie mi-a plăcut cum au început copiii. Toți, de parcă ar fi fost învățați, au mulțumit părinților și profesori. Vreau să vă spun ceva, cred că avem mai multe motive să le mulțumim noi. Părinții copiilor, de ce nu? Că nu e foarte simplu lumea de astăzi să ai niște copii la locul lor. Sau dacă vreți, din ce în ce mai ușor în ziua de astăzi, să ai copii care să-ți facă probleme mai curând decât copii care să-ți facă, să-ți dea satisfacție. Acum, domnule Perco, deschis vă spun, la rândul meu, cred că e cazul ca dumneavoastră să le mulțumiți lor, pentru că noi, profesorii, suntem niște vampiri energetici. Dumneavoastră, de fapt, vă hrăniți cu tinereța lor și vă prinde foarte bine. Eu cred că mie mi se întâmplă acest lucru și cred că, dincolo de toate fantasmagoriile cu scriitori și cu ministru și cu... Eu sunt profesor și este situația în care m-am simțit cel mai bine, tocmai pentru că am de-a face cu tine. Este un enorm avantaj să lucrez cu tine. Pentru că o parte din energia lor pozitivă te încarcă zi de zi și din acest motiv, fără niciun fel, să nu mă luați în lumea de rău, domnule Percu, știți cum va mie, dar cred că e cazul într-un fel și dumneavoastră să-l mulțumiți lor faptul că la 70 și nu mai contează de ani arătați atât de fermecători, în bună parte cred că îi se datorează acestor copii minunați. Apropo, cred că și sanatoriul Balnear ar trebui să le mulțumească copiilor. Eu nu aș fi stat la ora asta aici, pe căldura asta, fără aer condiționat nici plătit. Și cred că și noastră la fel. Închei prin a vă spune că, dincolo de toate mulțumirile de circunstanță, cum sunt acestea? Ne bucurăm că avem niște copii admirabili, uite ce frumos desenează, unii dintre ei o să continue, unii nu o să continue, dar măcar o să iubească arta, ceea ce deja e foarte mult. Mă gândesc că ar merita orașul Mangalia, fie pentru acești copii, fie pentru cei care vor veni, fie pentru artiști, precum domnul Berto sau Luiza Cala aici. M-am interesat, în orașul Mangalia nu este niciun fel de galerie de artă. Dacă aș fi un turist străin și care mi-aș dori cumva să cumpăr un tablou mare din Mangalia, ar fi imposibil. Nu mi se pare ok. Nu mi se pare absolut de lucrurile. Evident că n-are niciun fel de încărcătură politică ceea ce spun și aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Eu n-am voie să fac politică din punct de vedere cum să zic, ideologic, să zicem că sunt la intersecția tuturor curentelor care există. Nu pot să spun că sunt partizan într-un sens sau în altul. Dar nu mi se pare ok, indiferent cine ar conduce acest oraș. Nu mi se pare în regulă să nu ai un spațiu în care eventual artiștii se expună, artiștii să și vândă. Nu există artă fără bani. Și asta vă spun, dacă vreți, în calitate de ambasador UNESCO. Nu există artă fără bani. Povestea cu arta făcută din voluntariat merge la vârsta acestor copii. Când pictează, desenează și colorează ca să vă facă pe dumneavoastră fericiți, pe părinți. Dar peste 10 ani de zile nu vor mai desena pentru părinți. Artistul trebuie să se întâlnească cu banul, altfel nu există artă niciunde. Michelangelo sau Da Vinci n-au pictat din voluntariat. Au pictat pentru că cineva le-a oferit cele necesare traiului. Copiii ăștia au nevoie de lumină pe străzi. Nu e în regulă ca un oraș marin, o capitală a turismului, să cadă în întuneric la ora 10 seara. Nu vreau să vă stric petrecerea, dar în același timp datoria mea ca cetățean, în fața unor copii care merită, este să spun ceea ce eu consider că sunt adevărul. În măsura în care ei vor ieși pe stradă și vor vedea întuneric după ora 10 seara, pentru că nu știu din ce motive nu există iluminat public, culorile lor vor păli. Imaginația lor va păli și li se va părea că orașul natal este unul al întunericului și evident că vor dori să plece cu prima ocazie și eventual să rămână prin alte țări, ceea ce cred că nu le dorim. Doamnă ministru Dabu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. La rândul vă invit la târgul de carte de la ora 8. Vom avea ocazia să discutăm despre o carte a doamnei Doina Păuleanu de la Muzeul de Artă din Constanța, unde fiecare toamnă, domnule Percu, are loc un salon internațional de bandă desenată.
Cei care vin sunt copiii de la Liceul de Artă din Constanța, în mare parte. Astăzi ne vom întâlni cu doamna directoare a Muzeului de Artă din Constanța, care este gazda noastră la acest salon de bandă desenată și o lansare de carte a mea, la care, evident, vă invit cu plăcere, în speranța că vom lumina puțin din viața noastră și din speranțele copiilor pe care i-am văzut. Vă mulțumesc foarte mult! Am să invit alături de noi, astăzi să nu mai avem frumoși interior și exterior. Și am să invit alături de noi frumusețea sufletelor noastre și este o bucurie și o surpriză la fel de frumoasă ca doamna Daniela Nane să fie alături de noi. Vă rugăm să ne spune câteva gânduri și să ne bucure sufletele că este astăzi la Magare. Vreau atât să mulțumesc copiilor pentru cadoul care mi-a făcut în această seară, în această zi, și să le fac și eu un cadou scurt. O să vă spun o poezioară pentru copii, de mine acasă, care se numește Prințul meu, pentru că sunt foarte mulți copii, dar și să fie copii interior din toți, din aici. Prințul meu, într-o împărăție cam ploioasă, trăia un împărat și-o împărăteasă, ce avea cum se cuvine și un prinț, singur la prinț. Prințul era de 6 anișori, dar mărâia din noapte până în zor. În loc de vreau, spunea, Ioana, și tot Ioana, pentru nu vreau. N-am înțeles, vă spun voi, și ăsta e prinț sau e biscuit. Te rugăm să nu-ți urmezi povestea până nu te lăbunești acestea. Dar, dragii mei copii, și sigur vă veți rămâi. Deci, cum spuneam, cu prințul mi-o lăit deloc mi-a ales nerecăit. Când îi se apuceau bomboane, el vrea că vrea baloane. Și loc de baloane voia tromboane. Și loc de tromboane voia bomboane. Și loc de bomboane voia tromboane. Dar niște tromboane cu gust de bomboane și în care să sufle ca niște baloane. Astfel de dulce vai nu se găseau și prințul Iorna, de ce e luna luna? Iorna, pintura nu e luna. Iorna, vreau să mănânc compot. Nu vreau compot, dar nu mai pot. Iorna, că nu mă plac deloc. De ce am nas și nu cioc? E, și pe urmă ține. De ce scopoși copoșii? De ce sunt roșiile roșii și vinetele vine? Albiși împăratul, albiși împărăteasă. De atâta miolăială se îmbolnăvise casa, canarea sursiră, căței leșinară, iar caii se mutară cu tot în altă țară. Bostare și verdele părăsiră grădinile, fugiră găinile, zburară și verzele. Și se făcu pe câte știu, în jurul prințului, doar mâțele sosiră toate, cu cozile încălicate, torcând de zor la prințișor. Spărâi, spărâi, ce pistici, ce pistici, ce motană drăboară! Și începură să alțâțe mior la el, motan și mâțe. Colții de roșii să roară, și să-ți crească coadă, coadă. Miere, miere la picioare, blană, moare, pe spinare, sprâră, sprâră, ochi ce-a gâr și ustăți. Și tu te ferește părți și de ce cu colții răi, te trulei și te bătăi. Atunci prințișorul, de frică să nu se prefacă în pisică, uita de mioarlăitul lui. Firește! Și prins să se vorbească omenește. Zice, au plecat titil, titil.
Acesta nu e pisoi, ci e copil. Și foarte pot să umflă de fură de ele, că au putut astfel să se înșele. Dragi copii, povestea e gata. Să vă duceți imediat și la mama și la tata să le spuneți răspicat. Iubiții mei părinți, nu vreau să fiu și eu un prinț mioblau. Mulțumim frumos distinsei noastre invitate, pentru că fiecare vernisaj a invitat un critic de artă, un istoric, un doctor, un director general al Centrului Cultural Calatis, o doamnă a picturii noastre, care ne cunoaște pe toți cei care suntem cel puțin numai care ne cunoaște la nivel național și internațional, pentru că este critic de artă, dar ne cunoaște la toți sufletele, pasiunile și bagajele. Și mai ales este o doamnă specială, pentru că de fiecare dată a înțeles, așa cum a spus și domnul ambasador, cât de greu este să faci voluntariat în lumea artei și mai ales în lumea noastră, în care totul implică până la urmă partea economică și financiară. Doamna Tatiana Jovescu, din la punct din timp, fără sincope. Ați văzut copiii mancarii, sunt frumoși, talentați, buni oratori, încep să devină din ce în ce mai buni oratori, emoțiile pălesc în fața publicului. Mă voi referi la acest grup de copii, această școală de pictură și grafică de la Mancaria, organizată de maestru Bergo, o apariție cosmopolită și boemă a Mancariei. Nu știu dacă mă va contrazice cineva, nu mai avem niciun personaj asemănător în Mancaria, care că e o zi toridă, că e o seară răcoroasă, este bine pus la punct, bine îmbrăcat, la patru ace, tot timpul tonic, tot timpul bine dispus și tot timpul revestind de elevi și discipolii săi. La Mancaria, cred că discipolii și-au găsit maestru. Un om special, de altfel, ați văzut cu câtă grijă îi păstorește, cât de atent este ca acești copii să vorbească corect, să stea corect, să panoteze lucrările de corect. E și asta o artă care se învață. Este un profesor riguros. Și îl felicit și pentru faptul în această seară că a avut curajul să expună alături de elevii săi. Veți vedea o consultare, practic directă, maestru, elevi, ucenici. În spatele meu sunt lucrările maestrului, care, cine nu știe, a fost asistentul pictorului de marină Dimitrie Știbei, care la un moment dat le-a spus Robert, ăsta este destinul tău, să pictezi mare, fiindcă ești exact ca și ea, paranteză, ți-ai spus una dintre lucrările de aici, este intitulată Marea ca o viață, deci i-a spus maestrul Dimitrie Știbei, ești născut să pictezi marea, fiindcă ai o dezordine ordonată în tine. Deci ești exact ca și mare. Probabil toate marinele maestrului care îl vedeți în spate, care a făcut un ax al creației sale, deci lucrările de marină sunt cele mai consistente în creația maestrului. O face cu foarte mare atenție, o face cu grijă pentru detaliu. Este un foarte bun colorist, dar un desenator în primul rând. Deci este maestrul care s-a plecat foarte mult asupra desenului tehnic, pe care l-a și studiat în Germania, în timpul exilului domniei sale, deci un exil sufletesc care i-a făcut probabil mult mai dorită țara din care a plecat și acum, revenind după atâția ani, simte nevoia ca tot ce a acumulat în acești ani să dăruiască în generații.
Nu știu dacă e potrivit la momentul ăsta să mai vorbesc de fiecare copil în parte, deși le știu evoluția, știu la câte expoziții a participat fiecare, știu ce tehnici au depășit deja și aici, iarăși, în paranteză, fie spus, maestrul nu vine să expună lucrarea unui discipol de-al său până n-a însușit foarte bine tehnica. Deci cei care au însușit creionul foarte bine vor expune doar lucrări în creion. Cei care au depășit toate tehnicile de grafică, creion, cărbune, sepia, așa vor expune doar lucrările pe care sunt siguri de ele și care sunt plăcute publicului sau chiar elevilor înșiși. Într-o emisiune televizată, acum ceva timp, am luat o idee de-a maestrului. O lucrare nu trebuie să fie perfectă, adică artistul nu trebuie să se mulțumească 100% cu creația sa. Trebuie să lasă un 30% publicului pentru a-și da seama. A mai exista un pic de interpretare. Deci dacă în proporție de 70% lucrarea place artistului, atunci e regulă. Deci poate ieși la confruntarea cu publicul. Expozanții din această după amiază toridă au și un curaj. Chiar dacă sunt copii, sunt tineri, nu le lipsește acest curaj, că fiecare expoziție de acest gen este o întâlnire cu publicul. Publicul care nu iartă. Publicul care probabil știe de unde a plecat fiecare și unde a ajuns acum. Făcut o scurtă retrospectivă, să nu uităm că suntem la un vernisaj, chiar dacă și știți pe copiii care au fost aici în față, am să-i amintesc din nou, sunt garda veche a maestrului, elevele care deja au în jur de 2 ani de școală, mă refer aici la Ariana Budu, a cărei lucrările se vedea aici și chiar la intrare, care stau foarte faric alături de lucrările maestrului, care deja a devenit un artist independent aproape, nu mai depinde foarte mult de subiectele dictate de maestru sau sugerate de maestru, e liber să-și aleagă chiar ea subiectele. Faptul că va participa la acest concurs cu 2 lucrări denotă seriozitatea acestui copil proaspăt pășit la liceu. Felicitări, Ariana, că știu de unde ai plecat, cu câtă grijă, atenție, lucrezi asupra fiecare lucrări. Tușa ta este minunată, acum e o tușă liberă, dezinvoltă. Ca și stil, elevii n-au putut să plece prea departe de profesor. Domnul Carlo Robert Perco este cumva încadrat în niște rame, să spunem așa. Este un impresionist cu ușoare accente de romantism. Așa că și elevii dânsului, în mare parte, au această tendință de a îmbrățișa un curent impresionist, deși sunt câteva excepții fericite. După Mariana Budu, Antonia Nicolae, care este cumva misticul acestui grup, este eleva care are lucrările expuse în această parte, veți vedea niște lucrări bine elaborate, cu această doză de interpretare, de mistic, putem vedea, dincolo de lucrările ei, putem vedea cum judecă acest copil, este un copil, ca și artist vorbind, dar există o doză și de simbolism în lucrările ei. Deci lucrările elevilor, nu știu dacă le-a spus domnul Perco, trebuie să fie într-atât de savuroase și într-atât de interesante, încât să-ți dorești să treci peste rama acestui tablou și să pătrunzi în acest desen. Lucrările Antoniei Nicolae sunt de genul acesta și nu e singura. Adina Zorcu, care este un colorist foarte bun, un elev foarte atent, studiile făcute în ultima perioadă la Fermieria Mangalia, care iarăși e un loc de unde se poate inspira, de unde se poate învăța desen foarte bine, denotă acest fapt. Felicitări! Ana Maria Cătănoiu, iarăși o elevă care e de ceva timp la școala maestrului Perco, care este foarte talentată în a picta flori. Veți vedea lucrările pe peretele din spate puse la un loc de cinste alături de lucrările maestrului. Tehnicile mixte, foarte bine însușite. Există artiști în Arta Românească care s-au lăsat foarte bine la acest subiect, așa că poți merge în continuare fără frică în a picta flori. Ioana Cosma, care e cumva un personaj interesant în acest grup.
E persoana care a vorbit foarte deschis, dezvolt, fără un pic de emoție. Lucrările la preți, chiar trata dumneavoastră, sunt lucrări de grafică, lucrări în duș. Îi place foarte mult stampa japoneză, o studiază cu atenție, are foarte multă răbdare în elaborarea unor lucrări de grafică. Copiii care sunt veniți cam în jur de un an de zile în școala maestrului, vorbim aici de Alina Zoru, de Alexandra Bugeacnău, deci fiecare dintre acești artiști, dacă le studiem lucrările, veți vedea că au o doză amară, un semn distinctiv. Nu poți să-i, să-i pui în aceeași masă, să spui că sunt e masa amorfă de ele. Fiecare are ceva caracteristic, ceva specific. Și aici veți vedea o lucrare titulată Tricolorul. A fost, practic, o provocare din partea maestrului, dar pune trei culori diferite care nu se încadrează în aceeași normă cromatică, albastru, galben și roșu, într-o lucrare care reprezintă o natură moartă. I-a reușit. Are un echilibru, a creat un echilibru. Deci, felicitări, există speranțe. Despre Adina Zorbu, am zis că e foarte bun colorist, e cea cu subiectele inspirate de la Hendelie. Veți mai vedea lucrările de astăzi, niște subiecte romantice, Fata din vis sau acea reprezentare a fetei la Țelul de Mare. Domnul Percov, având în vedere că majoritatea elevilor domniei sale sunt domnișoare, este și un foarte atent psiholog. Așa, practic, reușim să le studieze îndeaproape, să le descopere sufletul prin aceste lucrări, prin aceste provocări pe care le oferă elevilor. Ștefania Pană, o foarte talentată elevă care lucrează în pastel. A făcut Aleteanu, superba Înfloarea Soarelui. Deci fiecare dintre acest copil, are un viitor. Are un viitor înainte. Roxana Baltan, cu gramofonul și bufnița. Iarăși o lucrare care este foarte bine încadrată. Ei au însușit foarte bine partea de compoziție și partea de tehnică. Sper să nu uit pe nimeni. Domnișoara Alice Stancu, care este foarte la început, are doar două lucrări. Dintr-o persoană foarte activă. Vorba maestrului, a încercat de toate. A încercat și muzica, a încercat și teatru, a cântat și la cor. I-a reușit toate cu excelență, practic. E o solistă foarte talentată. Ei, nu mă așteptam să o văd ca și desenator. Dar ce a expus este bine lucrat. Deci există speranțe și aici. Fata de culoare, chiar dacă e cea mai mică și cea mai drăgălașă și care a cântat cu discursul său, Ana Maria Pop, este momentan la faza de însușire a tehnicilor grafice. Deci avem căionul, cărbunele, sepia, mai spunem ce mai avem, și tușul, da, pe care le însușește, le-a însușit deja foarte bine, lucrările sunt în capăt, o să vedeți că pentru elevi de clasa 4 sunt lucrări destul de serioase. Și copilul solar al grupului, singurul băiat care a rămas în echipa domnului Berco, domnul Ionuț Burcă, cu acel galben lămâi inconfundabil. Deci el îți descoperim trei lucrări care sunt astăzi expuse. Deci sunt lucrări care doresc, practic, să intri în acel tablou, să iei din acel fruct apetisant, pictat de Ionuț. Felicitări, Ionuț! Cam asta e. Nu doresc să plictisim cu discursurile foarte lungi. Cert este că acești copii sunt speranța noastră, sunt echipa de artiști de la Mangalia, care bună tradiție a școlii de pictură care exista și la Mangalia, artiștilor care au trecut practic prin grupea noastră și au apreciat la vremea respectivă culoarea, marea, libertatea. Acești copii ne dau speranță că într-o zi, probabil, vor deveni niște nume sonore din arta noastră românească, cu mândria că au avut un profesor care a fost foarte atent în formarea lor, un profesor care cu siguranță și-a pus amprenta de la vârsta asta. Deci sunt niște copii fericiți, putem să spunem așa. Mulțumesc încă o dată, maestre, chiar dacă nu ați fost la început pentru aceste evenimente complexe, cu de toate.
și prezența lui Ionel Olteanu, pe care vreau să o semnalez, care este prietenul domniei sale, cu acele modele de navă în miniatură, care și dânsul, prin ceea ce face, este un artist, educă o tânără generație care a participat deja la concursuri naționale și sunt câștigători de premii. E de știut că există la Mangalia o secție de navomodelism de ceva timp, așa că îi puteți găsi acolo. Vă mulțumesc pentru atenție, că ați venit într-un număr atât de mare și fiți alături, indiferent că sunteți părinți, că sunteți reprezentanți ai administrației locale, că sunteți viitori locali, în educarea acestei tineri generații, ei sunt viitorul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Tatiana Odovescu, pentru că de fiecare dată reușește să ne aducă acolo în lumea asta magică a tinerii generații, a picturii adevărate. Unul dintre oamenii dragi Mangalii, unul dintre profesorii de excelență ai Mangalii, unul dintre eseiștii și eu îl consider pe acest om de excelență unul dintre susținătorii Târgului de Carte, ca să ranisi, pentru că este o mare onoare, o mare trudă să poți să prezinți acei mari scriitori care vin la Cartea de la Nisip, la Mangalia. Omul care a reușit să îi scrie partea scritoricească a albumului maestrului, albumului de artă al maestrului Carlo Bergerco. Omul care de fiecare dată când este chemat în sprijinul culturii, în sprijinul celor care mai cred în creșterea limbii românești a patrei cinstire, este domnul Ionel Dumitrescu, care îi mulțumim pentru răbdare și pentru că este și astăzi aici alături de noi. Domnul Ionel Dumitrescu. Bună ziua! Sunt un singur profesor de limba română și un prieten al Mangaliei, să spunem, și v-am întâi să capitez să consider că succesul în discursul meu va fi direct proporțional cu scurtimea lui, dar de fi în condiții. În această atmosferă atât de consistentă, cum să spunem, diplomatic, politic, intelectual, artistic, etc., vin să vă spun următoarele lucruri. Unul la mână, aproape toți dintre expozanți sunt elevi ai mei. Ai mei în sensul de elevi ai liceului Calatis, la care lucrez. În al doilea rând, așa, cred că pot să-mi explic de ce prezența la orele românei e de pildă mai slabă și s-a deplasat interesul se pare în altă parte. Și probabil că asta o fi și explicația care, nu știu, care iese așa în evidență, care pune în evidență, scuzați-mă, mutarea, să spunem, de expresie dinspre vocal, oral, scris, așa spre vizual. Alt lucru. Probabil că mă aflu aici, fiindcă sunt prieten cu maestru Robert. Ne-am cunoscut acum 30 și ceva de ani, în vremuri ce aușești, așa. Este un foarte, foarte bun pedagog. Reușit să se facă la școala aia acolo de la noi, săracă, la școala 3 din Mangalia, un grup așa interesant, un pic boem, după care a intrat în niște relații contundente cu lumea de acolo, cu oficialitățile, a plecat 20 de ani în Germania și s-a întors în România, fiindcă este foarte român. Cred că este foarte român, este și mai român dintre nemții pe care îi cunosc. Și dacă ar fi să fac o caracterizare foarte subțintă, cred că Robert este o reflexie, așa, a un lucru mult mai înalt sau foarte înalt. Cu alte cuvinte, aș vrea să vă spun că este un om care are o strategie de neamț și o tactică de levantin. Este, parcă mi se pare ceva cunoscut așa. Alt lucru pe care vreau să vă spun, poate că alt motiv pentru care mă aflu aici, este faptul că acum vreo 10 ani, nu mai știu, am scris o carte despre Robert, o carte pe care s-o înțeleagă toată lumea. Nu este un album. Cartea se numește, dacă mă amintesc bine, poate și amintește și el, se numește Viața, Pictura, Femeile și Marea Maestrului Carl Robert Pell. Robert susține că s-a epuizat. Maestre, schiera, cum e?
Bobiani, ce vrei, monitor oficial zâncat. Dacă ca să nu plictisesc și să închei, nu sunt, deși am scris această carte, nu mă pricep deloc la pictură. Aș mai vrea să remarc că Ansu Dumitrescu mai luși decât mine, nu știu, Zanfir Dumitrescu, Mircea Dumitrescu, ar fi geloși pe succesul său, de altfel bine meritat. Și ce să vă transmit? Noi, Gigi și Nelu, cum ar zice un ilustru contemporan, adică Gigi Todor și Ionel Dumitrescu, cei care ne mișcăm puțin pe la carte la nisip, vă invităm cu drag și acum, până nu murim de cap. Am fost scurt, mulțumesc! Mai e cineva dorea să se mulțumim? De fapt, este, modestia este apanajul oamenilor, înțeleg, și de aceea înțeleg că fiecare încearcă să-l contrazică, cu toate că tot ceea ce spunem este o realitate, o vă pot confirma, vă pot demonstra că tot ceea ce am afirmat despre fiecare dintre oamenii pe care i-ați văzut este adevărat. Și le mulțumesc pentru modestie, dar prea multă modestie ne aduce în situații care mai bine n-ar fi. Tot un om care îl iubește foarte mult și respectă pe maestru Carlo Berberco și care iubește cultura și o sprijină, cel puțin așa sper, că limita lucrurile de noi pe domnul Leonardo Nasi. Motivul pentru care am venit astăzi aici este unul cât se poate de egoist. Am venit să-mi bucur ochii și sufletul cu lucrările acestor invitații artiști. Și mai mult să retrăiesc momente din copilăria mea în care am fost asemenea acestor copii, acestor mici artiști. Toată copilăria am fost membru al cer de pictură sau de desen. Și le mulțumesc și lor și domnului profesor Carco că am dat ocazia să simt ce am simțit astăzi, privind aceste lucrări și văzându-i pe acești copii minunați. Fiecare dintre dumneavoastră, probabil că a venit din același motiv și fiecare dintre dumneavoastră și de fapt toți oamenii din orașul ăsta ar trebui să-i mulțumesc domnului profesor și acestor copii pentru ce îi face să simtă, de fiecare în felul lui. Referitor la ce a spus domnul Ciomean mai devreme, lucru pe care îl simțim cu toții și ne întristează, faptul că nu avem o galerie de artă sau faptul că întunericul se lasă încet, încet peste orașul nostru, vreau să le transmit acestor copii și artiștilor în general din orașul Mangalia că arta răzbește din întuneric. Arta trebuie să aducă lumină în întuneric și arta gurnește întunericul. Menirea artistului nu este să copieze natura, ci să o concureze. La viața noastră. Vă mulțumesc. Da. Până când să se pregătească copiii ca să-și primească minunatele diplome de onoare care le se cuvin la sfârșitul fiecărui an de evoluție culturală și spirituală alături de minunatul maestru, care are lucrări din muzeele, în colecții particulare de artă din țară și străinătate, cam prin toate străinătatea, îi invităm alături de noi pe minunatul Daniel Crocan, care să ne împărăzeze la chitară ceea ce ne-a pregătit pentru astăzi.
mine copilul. Să funcționeze. Mulțumim domnului Viorel Fiurtu pentru minunata prezență și pentru faptul că ne-am auzit. O să invit în fața dumneavoastră pentru a primi acele diplome minunate despre care vă vorbeam, pe toți reprezentanții, haideți în gelaș, pe toți reprezentanții evenimentului de astăzi. O să invit și pe doamna Ana Maria Perco, soția distinsului maestru, care este și profesoară, dar este și artist plastic. Domnul Perco, veniți, copilul de-a fost înainte, treceți aici, pentru a primi laurele Victoriei. O să-l invit frumos și pe domnul maestru Perco, pentru că am ceva pe zi. Vă rog să poftiți aici. Și am să invit familia din Germania să-i facem o fotografie maestrului Perco, alături de familia din Germania, pentru că această minunată familie ajunge foarte rar, iar când ajunge, vă rog frumos să mă invați, maestre. Veniți, mă invați, așa, ca să vină îngerașul lângă dumneavoastră. Veniți, este o taină frumoasă să fie întotdeauna un om, un artist adevărat, să aibă preajmă și familia. Dacă nu ai susținea familiei, înseamnă că îți lipsește întregul pe care te bucuri. Iar maestru Perco, Ana, creșit-o acolo, te rog frumos. Doamna Monica, ați vrut să mai spuneți ceva acuma? Am vrut să mulțumesc Anei, pentru că tot mulțumim, ne mulțumim copiilor, în primul rând, evident, așa cum a spus și Adrian Ciuroianu, și tuturor celorlalți, dar vreau să mulțumesc Anei în mod special, care este un spirit. Nu este un om, este un spirit. Și este de o căldură și de o bunătate colosală și este cea de la care noi luăm energie. Noi o amenințăm pe ea de energie. Și e de acord cu asta și ne-o dă cu tot dragul. Și sunt sigură că a contribuit la starea de bine a maestrului și îi vizitează și pe copii foarte des. Și Ana pictează. Mulțumesc! Diplomele și primite cursurase de către părții încomunate de către Ana Maria Perco și de către doamna Zobu, unde zic de doamna aici. Diplomele sunt în dulci. Da? Da? Maestre, unde sunt diplomele? Aici, ai.
Deci ar vrea. Vă mulțumim din suflet că am petrecut împreună încă o zi de lumină din viața acestor tineri de excelență, alături de maestru Carl Robert Perco, alături de doamna Monica Macovei, alături de doamna ambasador Adrian Căveanu, alături de doamna artistă Daniela Nane, alături de Luisa Cala, alături de Nicolae Preceanu, de toată lumea frumoasă și de toți părinții minunati, de toți părinții minunati, de mass media noastră, care niciodată nu uită să vină să ducă mai departe evenimentele care se întâmplă aici alături de noi și domnul Ioșteanu și, în general, să ne mulțumim de altora pentru că să ne iubim, pentru că să ne iubim unitate. Vă doresc un alt frumos să nu uita să iubiți pe Valeriu Carlo de Perco, pentru că merită să nu trăiți cu bine și mai ales să nu uita să vă iubiți un nivel, pentru că nu trăiți zilei rău ca ei. Vă doresc să fie în locul meu.